o altă categorie de obiecte cu mâneri sau unelte cu mâneri, descoperite tot în situ de la Băile de Figa, sunt aceste mânere de topoare care, cel puțin în perioada de final a epocii bronzului și în perioada epocii fierului, se pare că erau intens utilizate de comunitățile de atunci. La fel, se utiliza o parte din trunchiul copacului, care era ascuțită la vârf, în zona de urmărușare de obiectul care trebuia aplicat, în cazul de față, topoarele de bronz de tip celt. Apoi, din ramură care se poate fi cuprinsă într-o singură mână, se secționa în funcție de dorințe, lungime, grosime și tot ce ține de utilizarea unei astfel de piese. Chiar dacă la Băile Figa nu s-au descoperit aceste tipuri de topoare de tip celt, probabil aceste topoare erau fixate în această formă și utilizate pentru diferite activități. În cazul de față, în fața unor, să spunem, descoperiri excepționale, pentru că în cele mai multe situații, mânerele sau cozile de obiecte din lemn, ele nu rezistă în timp. De cele mai multe ori, arheologic, se descoperă metalul, dar în cazul situlului de la Băile Figa, s-a avut șansa să descoperim și astfel de obiecte cu mâner, în cazul de față, mânerul de cert. În prezent, muzeul deține 4 astfel de mânere de cert, de forme și dimensiuni asemănătoare.